titlul era avantaje, beneficii, protocoale de lucru, mit sau adevăr. Nu știu de ce avea o nelămurire doamna respectivă, cum că nu ar fi real efectul, dar atâta timp cât vii și se înroșește pielea, se vede efectul. Oricum, noi în cosmetică, nu în estetică medicală, căutăm să ajungem la cât de cât un nivel al doctorilor pentru ca să nu ne plece clienții. Asta este un fenomen care se întâmplă pentru că estetica medicală s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani și au crescut cererile la ei și au scăzut la noi. Atunci noi trebuie să ne apropiem ca tipuri de tratamente de ei. Singurul mod în care putem să ne apropiem de ei este să facem o hiperemie pe piele, o roșață care să ajute regenerarea. O roșață controlată. Pentru că altfel nu merge. Asta putem să obținem cu dermapenul, cu peeling-ul, cu plasmapenul, cu un masaj mai puternic, se făcea pe vremuri. Deci astea sunt metodele. Dermapenul, ca o definiție, este o ramură a micronidelingului, pentru că mai sunt și alte variante de micronideling, alte aparate. Și este un procedeu invaziv de mesoterapie. Invaziv, vin și menționez, pentru că majoritatea vin și spun că e non-invaziv. Ba nu, este invaziv atâta timp cât poate să curgă o picătură de sânge, care se adresează cosmeticienelor. Așa cum a spus și doamna doctor Lica mai devreme, eu am găsit în legislație între 0,1 și 0,9 mm este adâncimea permisă lor și medicilor de acum în jos. Cu scopul de a produce mici leziuni și o reacție inflamatorie controlată. M-auziți? M-auziți? Da, acum vă auzim. Da, vă auzim. Dacă m-a sunat un telefon. Așa. Deci, și rolul acestei reacții inflamatorii este să-mi stimuleze producția de colagen la nivelul dermului, nu în epiderm, că nu există acolo colagen viu. Acolo e deja celula de keratină și e altceva. În toate reacțiile sunt în derm. Așa. Și sunt pentru a trata diferite probleme ale tenului pe toată suprafața pielii. Adică ne adresăm oriunde pe piele. Pe mâini, pe brațe, pe picioare, pe abdomen, pe spate, oriunde. Chiar și pe labii am făcut. Deci nu este o problemă. Valorile de penetrare sunt, la nivel cosmetic, m-am zis, 0,1-0,9 mm, așa se vede, însă vedeți dacă cumva acu este un pic mai încoace, a trecut. Deci aici putem să avem o mică sângerare, o mică picătură de sânge. După aia, între 1 și 1,5 mm este varianta medicală și apare o nouă noțiune de varianta chirurgicală, care e mult mai profund pentru tratamente mai invazive. Reacția care se întâmplă la nivelul pielii, în momentul când noi am venit și am înțepat pielea, este relatată în imaginea aceasta și ceea ce trebuie să știm noi foarte bine este că această penetrare durează foarte puțin timp. Adică țesutul se va închide odată cu oprirea sângerării. Nu mai este deschis, nu mai este vulnerabil. Așa că aici va fi discuția în momentul când vom vorbi despre ce tipuri de măști vom folosi după aceea, care era o discuție amplă pe rețelele noastre, pe grupurile noastre de cosmetică. Prin agresiunea care o facem, avem o reacție la nivel de monocite care se activează și creează un infiltrat care o să ajute în regenerarea neutrofilelor. Putem să poate înțepa un pic un vas și atunci vom avea efectul plasmei biologice în care se vor forma plachetele cu
bineînțeles, cu factori de creștere. Keratinocitele se vor reface la nivel de strat bazal și vor fi stimulate. Aici trebuie să avem foarte mare grijă în tratamentele de hiperpigmentare și monocitele care se vor transforma în macrofagi, care și ele vor elibera factori de creștere. Aceasta este partea fiziologică reactivă la nivel de derm și epiderm. Acest se va întâmpla. La nivel de epiderm, țesutul va rămâne roșu o perioadă de câteva ore până la câteva zile, în funcție de cât de agresiv am lucrat. Și vedem, pentru avem reacții de angiogeneză, adică se vor forma vase capilare noi, vom avea o mișorare vom avea o mișorare a vesiculelor, a papilelor dermale. O să se stimuleze secreția de keratine și pielea va fi mai groasă un pic și se vor forma ceea ce ne interesează foarte mult, colagenul de neoformație de tip 1, 3 și 4. Așa arată ceea ce facem noi. Însă, diferența asta între Derma Roller, care iar este un dispozitiv de microneedling, și cu Derma Penul, este un pic diferită. Vedeți, canalele care se fac sunt mai mari cu Derma Rollerul și de aceea este mai agresiv și trebuie să fim mai atenți. Dar mai este încă o problemă. Vedeți că se merge încet. Noi mergem repede. Noi când venim și lucrăm pe suprafața țesutului, mișcările nu sunt așa. Și trebuie să ținem cont că un punct lângă punct dă o linie. Așa am învățat noi la geometrie. Punct lângă punct va da o linie. Deci, teoretic, aici tot stratul va fi afectat și chiar poate fi destul de puternic agresat cu dermapenul, dacă insistăm foarte mult timp. Dermapenul, chiar pot să vin să spun că lucrat la o adâncime mică, 0,25-0,5 mm, poate să fie considerat ca ca o microdermabraziune, adică vine și îndepărtează straturile superficiale. Nu face altceva, bineînțeles că o să hiperemieze, adică o să înroșească țesutul, dar mai mult nu intră mai jos. Acum, indicațiile tratamentului sunt probleme ale tenului care le putem rezolva, hiperpigmentările, și o să discutăm un pic mai detaliat mai încolo. Cicatricile, cicatrici de acne, trebuie să fie leziuni vindecate, albe. Dacă sunt roșii, deja există un semn de întrebare. Dacă aceste leziuni roșii sunt încă mai un proces inflamator, nu putem să venim să acționăm cu dermapenul. Trebuie să venim să rezolvăm problema inflamatorie. Dacă sunt pigmentate datorită faptului că sunt în proces de vindecare și nu mai am proces inflamator și doar s-a hiperpigmentat datorită expunerii la soare, sau unei perioade scurte de vindecare, atunci putem să venim să intervenim cu dermapenul. Altfel, nu, pentru că venim și lucrăm pe o acne activă, ascunsă, care poate să ne dea reacții urâte. Și am să vă arăt la capitolul complicații ce a pățit o colegă de-a noastră. Putem să lucrăm pe arsuri, bine, nu vorbim de cicatricile post-arsuri, cicatrici post-traumatice, varicelă, cicatrici hipertrofice, pe vergeturi, pe riduri. Putem să lucrăm pe alopecie, să avem reacții foarte frumoase, dar eu puțin cam neplăcut că e cam dureros. Aici eu lucrez mai mult cu ialuronpenul, fac mezoterapie cu ialuronpenul. Dar nu îl mai dau la cosmeticiene, că ele vor buze și eu nu le dau lor pentru buze, le dau doar pentru
pentru mezoterapie. Sau clasicele de rejuvenare. Contraindicații. Așa cum am spus mai devreme, acnea activă sau alte infecții, herpes dacă are, pe alunițe, negi, keratoze, le evităm, eczeme, dermatite, psoriazis, nu lucrăm, cazuri care au tendințe de cicatrizare cheloidă. Pentru că noi ce facem cicatricea cheloidă? Este o cicatrice care are un exces de colagen. Păi, dar noi venim și facem stimularea colagenului pe un teren minat, cum ar veni, și putem să declanșăm, în special pe decolteu, care este o zonă foarte sensibilă la cheloide, adică acolo pot, în literatura de specialitate, avem cheloide spontane exact în zona respectivă a decolteului, deci putem să avem astfel de reacții. În cazuri de boli autoimune, diabet, cancere în fază de chimioterapie și de tratament, post-proceduri botox, acid hialuronic, fire, adică și-a făcut procedura, trece o lună de zile și după aceea venim și facem. Și dacă facem, nu facem profund, facem superficial. În cazul, bineînțeles, sarcinii și lactației, de ce? Păi pot fi două cauze. Sarcina poate să dea un disconfort și să aibă spasme, sau putem să îi agresăm prea mult și să stimulăm melasma. Asta e micropenul care lucrez eu. Este wireless, e varianta M8 de la Dr. Pen. Sunt foarte multe penuri pe piață, toate variază. Inițiatorii dermapenului ca aparat au fost acum ceva ani americani cu dermapenul propriu-zis, fiecare pe așa zis altfel micropen, dar totul a fost pe piață un război în care chinezii veneau și măresc aici un pic, se jucau cu problema acelor, în care dermapenul are un ac la 20 de euro și aici vorbim de 10, 15 lei, 5 lei acul. A, că și aici unele firme mai le vând cu 40, 45 de lei, asta e treaba voastră când v-ați ales furnizorul să nu vă informați complet. Acele, uitați-le câte sunt, aici este o poză care am ales-o de pe la chinezi, care le au pe toate ca de obicei, sunt pe 9, 12 AC, 36 de AC, deci pe acest dispozitiv avem 9 AC. Nano iar de vreo câteva feluri și, pentru zona oculară, pentru zone mai mari, pătrate, pe rotund, cum? Na. Chinezii se adaptează la toate. Dar problema cea mare o dă capătul acesta aici. Capătul cum este, și aici fac diferențierea și se diferențiază firmele între ele ca să ne lege un pic de ei și să luăm produsul doar de la ei. Ca date tehnice despre acest, cu cât mai puține ace pe un dispozitiv, cu atât mai groase. Adică, dacă vreau să lucrez un ten mai gros, o să iau o plachetă cu un dispozitiv cu ace cu număr mai mic. Dacă vreau să lucrez un ten mai sensibil, o să iau un număr de ace mai mare, în care acele sunt mai subțiri. Ele pot fi de oțel sau de titan și aici o să vorbim la reacții alergice. Și de asemenea este important cât de repede se tocesc. De aceea, ca să prevenim acest lucru, se va folosi dispozitivul la turația maximă. Nu încet, încet, că mi-e frică să lucrez cu el. Eu vă spun din ce mi s-au declarat de-a lungul timpului de către colegele noastre. Și diferența o face capătul de inserare în aparat, cum am spus mai devreme, este acesta, care poate să fie ori într-un trifoi, să zic așa, sau ca o plachetă, cum se vede aici, un dreptunghi. Și prețul variază în funcție de firmă. Fiecare își face ofertele, vedeți, care sunt mai... Aici vin și fac, să zic așa, cursuri, ca să explice. Eu consider că în momentul când cineva și-a achiziționat un dispozitiv de la mine, nu trebuie să mai fac alt curs, să iau alți bani. E în prețul aparatului. Așa. Deci, cum se aleg acele?
se aleg în funcție de tipul de tratament și de zona de lucru. Trebuie să fim foarte, foarte atenți în funcție de zona de lucru, pentru că aici venim și spunem, a, pe știți, la cosmetică e 0,5. Da, dar vezi că zona ochilor este cea mai subțire, 0,2. Deci o să lucrez cu minimum. Nu? Și momentul când ele se tocesc, gârie. Și atunci traumatismul pe piele e mai mare. În funcție de zona în care avem de lucru, frunte, glabelă, nas, periorbital, pomeți, aici am venit și am făcut niște recomandări și în funcție de piele, dacă e mai subțire, că unele persoane au piele mai subțire, cele cu cuperoză, de exemplu, sau o piele mai groasă, bărbații, de exemplu. Produsele. Produsele trebuie să fie dedicate procedurilor de microneedling, adică trebuie să fie sterile. Adică să treacă printr-un proces de sterilizare parțială. Ce înseamnă sterilizare parțială? Înseamnă că este sterilizarea ca la procesul de conservare, în care este încălzit flaconul, substanța, până la o temperatură de 65-70 de grade, în care agentul patogen este distrus, dar a rămas înăuntru. Aceste produse nu pot fi injectate. Nu putem să folosim pentru produsele, nu putem să folosim ca produse cele clasice, serumurile clasice care le puneam cu mezoterapia virtuală. Nu, e greșit, pentru că dacă sunt zone în care mai poate să curgă sânge, acolo înseamnă că s-a intrat mai adânc, că era mai subțire tenul și trebuie produs să fie steril. Dar acestea nu se pot injecta. Asta aviz doctorilor care au mai făcut chestii de-astea. Și se pot combina conform unui tabel care am să vi-l arăt și se folosesc 2 ml pentru față, 3 ml dacă adăugăm și gâtul și 4-5 ml în funcție de cât de mare e decolteu. Că, doamne, unde sunt doamne cu decolteu mai mare, altele decolteu mai mic. E, și în funcție de asta ne facem și prețul tratamentului. Eu, de exemplu, le spun, la mine o medie este de 17 lei mililitru. Dacă folosesc 2 mililitri, am 35 de lei. Plus încă vreo 15 lei, 18 lei acu, vin 34 cu 18, vin vreo, hai să zic, 50 de lei. Deci, cam asta ar fi, plus toată pregătirea de dinainte, care o să discutăm. Iar dumneavoastră vă faceți prețurile în funcție de cum le aveți. Iar dacă o să vedeți că nu se face o singură dată, faceți un preț per o ședință și după aceea faceți un preț per pachet, per număr de ședințe. Aici aveți combinațiile. În funcție de, această prezentare o să o dau către doamna Melania și o să vi-l distribuie. Și aici am pus indicații de tratamente, am defalcat și am ales aceste tipuri de tratamente în funcție de ce mi-a solicitat voi de-a lungul anilor. Lucrez de vreo 5-6 ani de zile și am avut tot felul de întrebări din partea noastră și atunci am adunat informația în timp. Așa. Ca o clasificare, din punct de vedere cosmetic, putem să facem aceste tipuri de tratamente. Pentru deshidratare, pentru luminozitate, pentru hiperpigmentare, cearcăne, edeme la ochi, mă refer, pentru protecția țesutului. Ca medici, venim riduri fine, rejuvenare, rugozitate, remodelare, fermitate, fotoîmbătrânire. Această fotoelastoză care în urma expunerii prelungite la soare și chirurgical, cicatrici, vergeturi, riduri profunde pentru lipoliză, ușă, gândiți-vă că trebuie să intre bine în țesut
substanța ca să poți să ai, nu o faci superficial, ca să poți să ai cât de cât o mai bună, un bun efect pentru lipoliză. Așa. Tehnica. Pe zona cu os, care se regăsește cal, frunte, osul zigomatic, pe mandibulă, se presează pielea ca să căpătăm grosime și să nu doară. Pentru că altfel doare. Și pe restul feței vedem, facem mișcări hașurate, dar nu cu amestecăm mămăliga în cratiță, că m-am mai văzut eu pe la niște expuneri în expoziții. Ușor, frumos, delicat, că suntem fete, doamne, și nu agresăm foarte mult, deși lucrați tot pe doamne. Noi bărbați iubim mai mult femeile. Doamnele între ei nu se prea înghit. Așa. De asemenea, mai facem alegerea acelor în funcție de tratament. În cazul hiperpigmentării, lucrăm cu ace subțiri, la adâncime mică și hașurat. La hiperpigmentare trebuie să avem grijă, nu trebuie să avem să lucrăm profund, că am venit și v-am spus că o să discutăm puțin mai pe larg tema aceasta. Sunt rezultate fantastice, foarte frumoase, doar să existe răbdare și putem să rezolvăm probleme care n-au fost rezolvate ani de zile, lucrând însă cu substanțele potrivite. Acele trebuie să fie subțiri, chiar dacă este un ten mai gros, pentru ca să nu traumatizăm mult țesutul, pentru că un țesut traumatizat secretă mai mult melanină. Iar la cicatrici vom lucra punctat, vom pensa, adică prindem pielea între degete, o strângem și atunci zona respectivă nu va mai durea așa de mult și o să lucrăm cu adâncimea maximă pe care o are dispozitivul și chiar este indicat să curgă un pic de sânge. Dacă îmi zice în curs, nu înseamnă că iese un pic de un vârf de sânge la suprafață. Rapelul este o denumire care toți ați auzit-o și de-aia am și spus, este repetarea tratamentelor. Pentru asta trebuie să ținem cont de următoarele chestii. Turnoverul complet al pielii este de 6 săptămâni. 4 săptămâni epidermul și 2 săptămâni zona tratului bazal. 2 plus 4 fac 6. Și atunci, în momentul când venim și vorbim, cum zicea doamna Alexandra dimineață, despre câte ședințe sunt, pentru că asta e prima întrebare care o face clientul, cât îl costă. În urmă, pe toată lumea asta ne interesează. Minim 6 săptămâni ca să apucăm un turnover complet. Chiar 12 săptămâni ca să facă 2 turnover-uri complete în tratamentele de hiperpigmentare. Și în funcție de cât de repede facem următorul tratament, este între o săptămână și 4 săptămâni. Adică, în funcție de tratament și de ten, dacă facem un tratament cosmetic, vorbim de o săptămână. Dacă facem un tratament medical, vine peste 2 săptămâni să o refacă. Dacă vorbim de un tratament chirurgical, vine la o lună. Adică dacă venim și penetrăm profund și stimulăm, avem sânge foarte mult și hemoragia este destul de mare, atunci putem să socotim că este ca un fel de peeling mediu în care trebuie să-i dăm timp țesutului să se regenereze și să vină la 4 săptămâni. Pregătirea zonei de lucru. Demachiere, spălat, pentru că vreau să fie degresat. Demachierea nu îmi degresează. Spălat, tonifiere, dezinfectare, extracții la nevoie. Poate să aibă comedoane. O să vă arăt în complicația care am să vă arăt, o să vă expun, o să vedeți ce se poate întâmpla. După aia, tonifiere, dezinfectare și anestezie la cerere. Anestezie stă un sfert de ceas până la jumătate de oră în funcție de zona de lucru, cam un sfert de ceas la ochi, jumătate de oră, 45 de minute pe frunte și așa mai departe. Așa, după ce am îndepărtat anestezia, iar spălăm, pentru că anestezia este într-o bază grasă și trebuie spălată fața să fie curată și dezinfectată. Astea sunt anestezicele care le aduc. Am din Corea
la jumătate de kilogram cu 10,5%, am și EMLA, și mică și mare, am și varianta EMLA coreană, în bază de cremă și bază de gel. Ops, stai că am făcut-o așa. Iar la final, masca plastifiantă. Nu calmantă, nu dorim să calmăm fața, decât dacă a fost prea, prea puternic. Nu dorim să calmăm fața, pentru că atunci înseamnă să scoatem, să micșorăm eritemul. Păi nu, pe mine asta mă interesează, să rămână eritemul. Eritemul pentru că eritemul este produsul care este acțiunea pe care m-a interesat să o, să o fac. Pentru ca să stimulez regenerarea. După aceea ce fac? O stimulez și pe aia o anulez? Nu e ok. Așa. Dar dacă asta înroșit prea tare, am un gel calmant pe care am să vi-l arăt. Este acesta. Sau Repair Gel sau Calming Bliss. Sunt două produse care îmi ajută în regenerare foarte, foarte mult. Eu de obicei îl folosesc post-arsuri. Așa. După care obligatoriu SPF-ul. Dacă ați făcut mai dur și asta, mă sunați și ceva nu merge bine. Și vă spun ce e de făcut în urma pozelor care mi le trimiteți. Ca SPF-uri am toată gama de HelioCare și, cum a zis și doamna doctor Crina, și oral trebuie să luate substanțele. Ei sunt în baza extractului de ferigă ca antioxidant și lucrează foarte bine pe recuperare. Am de cu culoare, fără culoare, geluri, creme, gel cremă, toate nuanțele, tot pentru copii special, ca și protecție solară. Bine, la copii nu facem, deși a fost la un moment dat o întrebare adresată doamnei doctor Lica, la ce vârstă. Eu vă spun că am văzut și o fetiță de 14 ani foarte deshidratată pentru că nu bea apă, care a început să se facă riduri pe frunte. Și am povestit, am arătat poze urâte cu ce poate să facă dacă nu începe să bea apă, și la vreo 3 săptămâni când a venit din nou și a băut apă, și a revenit în totalitate. Asta este avantajul vârstei. Dar puteam foarte bine să-i spun, uite, te fac Dermapen, nu te doare, o să fie bine și o să treacă. Asta fiecare cum își alege clienții. Acum, indicațiile acasă post-tratament. Sigur o să fie roșie. Poate să facă și edem. Poate să aibă și exfoliere în următoarele 2-3 zile. SPF-ul trebuie obligatoriu de la prima ora dimineții să-l pună. Pentru că mai ales, chiar dacă stă în casă, chiar dacă nu pleacă din casă, pentru că expunerea la lumina albastră s-a dovedit în ultimii 18 ani în urma studiilor de specialitate că poate să hiperpigmenteze spectrul de lumină vizibil. Să evite saune, vopsi de păr a doua zi, bazin, piscină, fitness. Uite cum am scris fitness, ca un pantalon. Poate să ne mai secrete limfă peste noapte și în prima și dimineața să se trezească, dacă ați făcut ceva mai puternic, să se trezească cu limfă cursă pe față, să nu se sperie. Acum, rezultatele nu se văd imediat. Noi trebuie să venim să vorbim de rezultate realiste, nu să îi umplem capul că, uite-te, o să fii ca la 20 de ani, de 60. Tratamentul se repetă peste câteva săptămâni în funcție de cât de profund a fost făcut, așa cum am spus mai devreme în diagrama anterioară. Complicații. Pe perioada tratamentului poate să aibă durere, dar e anestezicul. Însă dacă i-am pus anestezic, i-am făcut puternic, poate să aibă durere după ce trece efectul anestezicului, așa că trebuie să-i spunem. Să nu vină când sunt la menstruă, pentru că sunt mai sensibile. Eritem, edem câteva zile. O să poată să aibă. Însă poate să aibă și infecție. Impetigo. Atunci mă sunați. Dacă lucrăm prea puternic și am făcut o acțiune prea puternică și am avut o reacție post-inflamatoare, putem să avem hiperpigmentare.
în urma agresiunii poate să apară herpes la persoane care au această tendință și atunci în fișa consultației, așa cum a spus doamna Alexandra la început, menționăm că face herpes ușor și atunci îi dăm 2-3 zile înaintea ciclovir. Poate să facă alergii la seruri, cum a întrebat mai devreme cineva, da, poate să facă alergii la seruri și nu mai folosesc substanța respectivă. Acum nenorocul ei a fost, că n-avea de unde să știe. Am avut clientă care e alergică și ea și soră, sa, am testat pe amândouă la aloe. Dar poate să fie alergică la ace și asta e. Sau poate să fie rău că a văzut un pic de sânge. Astea sunt reacții pe care, na, când vine la doctor, nu știe, e conștientă. Când vine la cosmetică, e mai, mai fricoasă. Uitați o reacție care a avut loc în urma unui dermapen ca și complicație pe fața unei cliente de-ale voastre, cosmeticiană fiind, bineînțeles nu o să-i spun numele, fata respectivă avea o groază de pustule înainte, nu au fost toate extrase, nu avea indicație de dermapen. Și bineînțeles toate astea a doua zi au început să se uitați să se activeze și să facă pustule. Se vede bine? Se vede cât de cât, nu foarte clar, dar se vede. Oricum, o vedeți că e umflată, asta dovedește că a făcut prea puternic și este plină de microinfecție, care au fost tratate cum trebuie după aceea. Dar trebuia întâi, asta se întâmplă dacă faci pe acne. Era o acne ascunsă. Așa. Că mi s-au cerut avantaje. S-a deschis și pentru cosmetică un nou capitol foarte bun și care ne apropie de doctor. Mai câștigăm din terenul care l-am pierdut. Rezultatele sunt frumoase și cu costuri mici. Și investiție și perședință, adică investiție în jur de la mine vreo 400 de euro cu informații cu tot, cu training și produsele dau acasă ca să lucreze, să facă vreo 10 ședințe și să scoată pârlealea cum ar veni. Iar costul pe ședință, v-am spus, ar fi doar substanțele astea și cu ce se folosește 50 lei. Dacă este mai mult, 60-70 de lei să fie. Dacă folosește 5 ml, să zic, atunci, într-adevăr, se duce la 100 de lei doar pe produse, dar o să-și ia și prețul adecvat. Asta e ca și la corporal, când vii și într-un fel pui substanțe pe un corp de 65-70 de kg și altfel pe unul de 90, ai altă cantitate de consumabile. Dezavantaje. Păstrați-vă limitele de cosmeticiană. Încercați să nu faceți mai dacă nu este clientă nouă. Pentru că sunt probleme. Cum ați văzut, v-am spus acum în anul trecut, care a fost problema cu dermapenul și făcut cu dermapen și cu niște acizi împreună, și cu ei, acum i-a venit ideea și a avut să ajungă până la dosar penal. Reacții adverse amintite sunt posibile. Să semneze clienta că a luat la cunoștință. Faceți poze înainte, ca să aveți cât de cât o dovadă. Asigurați-vă că s-au înțeles toate explicațiile. Adică faceți un follow-up. Încercați să țineți legătura cu clienta a doua zi, pentru că poate ea nu vă sună și las că o să treacă și nu trece. Așa, dacă știți imediat a doua zi, puteți o chemați la cabinet, îi puneți o mască calmantă și o cremă cu cortizon și se rezolvă. Altfel, o să vă facă probleme. Sau zice, tocmai mă duceam la sală. Păi ce cauți la sală, nu ți-am zis să nu mergi? Am uitat. Și așa mai departe. Nu faceți promisiuni de rezultate, wow, pentru că nu sunt. Trebuie să vină încet, încet. Reacțiile de post, dacă ar fi la medic, sunt normale. Post-tratament. Însă la cosmeticienă sunt considerate complicații. Și ăsta e numărul meu de telefon la care puteți să mă sunați.